Bună tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Începem astăzi un daily vlog, dar nu știu dacă vă puteți da deja seama, însă este seară pentru că astăzi am avut destul de multă treabă și din păcate n-am putut să stau cu telefonul în mână, dar o să vă zic așa cam ce treburi am avut de făcut. O să vă arăt și ce fac acum pentru că mi-a venit mâncarea. Și o să degust alături de voi, nu pentru că am văzut la o altă persoană, ci pentru că vreau să văd dacă e bun sushi-ul din București. Mă înțelegeți voi? No. Bun. M-am gândit așa, să vă arăt ce am mâncat, să vă arăt ce am mâncat, ce o să mănânc, ce am primit. O să vă zic și ce am mâncat astăzi. Mai o să vă fac așa un mic story time, se spune, unde vă povestesc eu ce am făcut astăzi, dar pe scurt, pentru că atât de multe lucruri am avut de făcut că mă adur capul. Însă cred că mai bine mănânc și după aia fac continuarea. Na, revin. Ce îmi pun emisiunea pe TV? La dragoste, pentru că trebuie să văd și eu ce face frățiorul meu acolo, uitați-vă pe mijloc. Să mă aleg acum un episod, că nu mă uit la ceva sigur. Eu dau aiurea, nu merg pe zile. Cam așa arată sushi-ul pe care l-am comandat eu. Este de la Sushi Time. Așa arată aici. Și mi-am comandat un fel de meniu cu sake din ăsta, că mi-mi place. Sake maki, Philadelphia, ceva de genul, nu știu, ia stați să deschidem, să vedem cum arată, altceva. Și uite, așa mă așez eu frumos și mă uit la televizor, mâncând sushi. După miros, miroase bine. Ia, stați să vă arăt cu... ăsta arată cel mai bine, parcă. Cred că ăla e Crazy Salmon din ce... Eu am o nebunie așa pentru sushi și ăsta cred că e tare delicios. No, acum să vedem. De fapt, nu e pedeapta ta, dar cineva are o pedeapta și avem nevoie de tine. Nu, vin de pe dacă vine alte bună cu mine. Nu. Desfac sosul de soia, care sper să fie bun, că dacă nu e bun, mi-a cumpărat eu unul care sigur e bun. Îmi place recipientul ăsta. Ai pedeapsă cu mâna, mă, eu... mai tare din gura aia. Sosul de soia, wasabi, ghimbir. Mi-e plouă în gură deja. De obicei, după ăsta îmi dau seama dacă e sushi bun. Merge. Noi cine știe ce? Bine, până la urmă, sake mai că... Deci nu, ghimbirul e bun. Mamă, ce fain e. E fain că e moale. Și nu e prea pișcător. Nu am de ce, mai ne cunoaștem din afară, dacă știe toată lumea și așa. Nu văd motivul pentru care a trebuit să ne gândim și să ne... Mă, dar ce bun e ghibir. Să nu fi pus prea mult. A doua zi sau o seară sau așa, dar am simțit foarte jignită de ceea ce este, pentru că nu mă așteptam să ne gândim. Bunicel. Parcă e prea mult somon. Îngea un pic mai puțin somon. O sabie. Și o sabie bun. Da. Ia să luăm și nigiri de asta. Asta e nigiri. Și ultimul, crazy.
cu serviciu cel mai bun. Da, asta îmi place. Dar nu atât de mult. Nu știu, somonul, parcă nu... Trebuia să fie mai finuț, tăiat. Dar oricum mănânc. Încerc să fiu frumoasă și aranjată și să ies în lume arătând bine, ceea ce mi se pare normal și firesc pentru orice femeie sau pentru orice domnișoară mai tânără. De asemenea, cu un inel, să spunem, cu poșeta asta de seară, aici să zicem că am mers pe o variantă puțin mai elegantă. Ea este Andreea, Andreea Balaban, dacă nu cunoașteți, o puteți găsi pe YouTube. Andreea Balaban este mentorul meu, ea nu știe, dar este mentorul meu de foarte mulți ani. Cred că urmăresc de când eram în clasa a 9-a sau a 10-a. Nu mai țin minte bine. Pe acolo, în fine, țin minte că deja în clasa a 10-a cumpăram accesorii, mergeam la magazine și căutam accesorii și mă uitam foarte, foarte atent pentru că vedeam cum este ea și îmi doream și eu să fiu ca ea. Este într-adevăr un exemplu de urmat. Este o femeie deosebită. Cochetă, inteligentă, chiar foarte entuziasmată de fiecare dată când pune un clip. Imaginați-vă că știu aproape toate clipurile, m-am uitat aproape la tot. Pentru că stau și o savorez fiecare cuvințel pe care îl scoate pe gură. Și mi-ar plăcea și mie să fac vloguri așa cum face ea, însă munca pe care o depune este colosală. Să stai să editezi un clip de o oră și ceva durează, credeți-mă. Și le postează, ea este destul de corectă. Când spune că pune clip, pune. Bine, are deja două, nu mai știu, nici mă țin minte că cu emisiunea am pierdut firul, dar de obicei când aveam liber, intram imediat și mă uitam să văd dacă am mai pus ceva, un clip nou. Chiar merită să o... studiați, așa să vedeți, pentru că am luat foarte multe lucruri de la ea și puteți și voi să vă uitați doar ca să învățați și voi chestii pe care le-am învățat eu datorită ei. Acesta este un tortolet pe care mi l-am comandat astăzi. Este un tort cu ciocolată și cu portocale. E bunicel, nu zic, nu? Dar nu mă dau eu pe spate după dulciuri. Să crema asta. Asta e bună. Ăsta blatul, nu e cine știe ce. Știu că nu vă așteptați, dar am primit încă un coșuleț cu flori, tot de la Ana, care mi-a trimis pachetul din Germania pentru că a fost Sfânta Maria. Și abia astăzi a reușit. De fapt, mi-a venit în ziua, dar nu eram acasă și astăzi mi-au trimis. Și am mai primit aici. Și un bilețel pe care nu l-am desfăcut, o să-l desfac alături de voi. M-am așezat și eu în pătut și zic să citesc aici alături de voi bilețelul pe care l-am primit de la ea. Pentru că este o femeie chiar deosebită și... aici mi-a scris... deja oricum lumea știe cine este, dar... nu o să vă vorbesc foarte mult despre ea, pentru că... nu știu cât de mult își dorește, dar dacă își dorește, eu o rog să lase chiar comentariu, poate să lase comentariu în descriere, ca lumea să vadă și... pentru că mulți sunt care vor să te felicite, Ana, pentru că tu chiar îți dai interesul față de mine și... cum ai spus și prin mesaj, că ești ca o ești mătușa din Germania, clar, m-am emoționat când... mă gândesc că tu te gândești că-s ca o nepoată pentru tine, clar, simți aceeași dragoste, aceeași, același sentiment ăla-i față de mine și nu am decât să-ți mulțumesc și sper să apucăm să ne întâlnim, să stăm de vorbă, să luăm emisiunea de la început până la sfârșit. În biletele îmi scrie la mulți ani, Bibic, te pup cu drag, Ana. Mulțumesc, deci îți mulțumesc din tot sufletul. Mi-ai făcut astăzi ziua frumoasă când am văzut
floricelele și pot, nu știu, mai bine îți urez ceva, pentru că nu vreau să promit ceva și după să nu mă țin de cuvânt. Îți doresc ca tot binele pe care mi-l faci mie să se întoarcă ție. Te pupăcesc. Mi-a schimbat și lejerile de pat. Mi-a luat lejerile astea cu fluturaș. Astea sunt fețele de pernă. Asta mi-am luat-o eu. Este o pernă cu lavandă care miroase foarte fain. Și berbecuțul în pat și de dormit. Eu dorm pe asta mică, nu știu de ce. Că astea mari mi se pare că sunt prea umflate, dar așa în pat să văd frumos. Și lingeria este de la Comfort și Lux. Să știți. O să vă etichetez chiar aici pe ecran. Nu știu dacă vă dați seama, dar partea asta este filmată a doua zi. Pentru că abia acum am terminat de la doctor. Dacă nu v-ați dat seama după cum vorbesc și după cum arăt, am fost la dentist, mâine, da, trebuie să mai merg și mâine un pic. Asta de la 12:30 până la 5:30 și am obosit rău, sincer, și trebuie să merg să mănânc, adică vreau să mănânc ceva. Am pus acum fațetele provizorii. Ne urmează abia peste o săptămână și un pic. Știu că arăt ciudat, rău. Mai tare de atât nu pot să deschid gura să vorbesc. Pentru că partea asta toată, aici mi-e mai amorțită decât asta. Pentru că aici mi-a făcut-o mai târziu. Și ce vreau să vă spun este că mă bucur că am terminat cu partea urâtă. Vreau să-i mulțumesc și domnului doctor că m-a ajutat să scap de problemele mele, pentru că, mă scuzați că fac așa, dar ciudată rău, nu? Știu și eu. Trebuie să vă obișnuiți cu mine, pentru că voi sta așa timp de două săptămâni, aproape două săptămâni. Și cred că o să arate foarte bine, pentru că mi-am ales o nuanță destul de faină, zic eu. O să vă las, dacă o să reușesc eu să editez, deși nu prea mă pricep, să pun aici o poză jos cu ce culoare mi-am ales. Ce ciudată sunt, așa-i? Oricum, astăzi arată rău, am înțeles că arată un pic mai rău, dar mâine își vor reveni. Deci partea asta, doamne, cum mi-am urțit aici. Ioi, și aici. Cam așa arată. Nu pot să zâmbesc prea mult, dar pot să vă arăt cât de cât. Asta de jos nu pot. O să închei cu vlogul, dar revin cu un vlog de mâine, ca să știți eu ce am făcut zilele astea și ce o să mai fac. Sunt ciudată, știu, dar o să râdeți de mine, dar mai vă suferi la frumusețe. Pupici.